Dacă au FOMO, 100%. Am văzut-o în nenumărate cazuri și și mie mi s-a întâmplat la un moment dat să încep să mă grăbesc așa cu niște chestii și să realizez că it's not ok și am această regulă că până când nu fac un due diligence cum vreau eu și până la capăt, nu investesc. Chiar dacă înseamnă că pierd o rundă de investiții sau nu contează, trebuie să-mi fac temele până la capăt. N-aș vrea să dau nici dezamăgiri, nici nu mi se pare ok să fac asta, că până la urmă noi decidem în ce investim și dacă greșim, noi greșim.